Bun găsit, doamnelor și domnilor! Începe ediția de Breaking News. Eu sunt Ana Bârcă și vă prezint subiectele zilei. Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Gorj anunță că persoanele care au depus cereri pentru eliberarea cardurilor europene de sănătate urmează să intre în posesia acestora în perioada următoare. Acestea vor fi livrate cu ajutorul unei firme de curierat. O nouă acțiune de plantare a fost desfășurată marți, 21 martie, de către Direcția Silvică Gorj, în pădurea de la Bârsești, localitatea componentă a municipiului Târgu Jiu. La acțiune au participat instituția prefectului județului Gorj, APM și Garda de Mediu Gorj. Cursurile de apă din județul Gorj sunt pline de tot felul de deșeuri, pentru că autoritățile nu iau măsuri suficiente pentru a sancționa pe cei care aruncă gunoaie. De Ziua Mondială a Apei, lucrătorii de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj au desfășurat o nouă acțiune de strângere a deșeurilor. În zona Ursați, pe malul râului Șușița, au fost găsite nenumărate deșeuri. Termocentrala Rovinari a fost amendată cu 40.000 de lei pentru poluarea râului Jiu. Amenda a fost aplicată de către Administrația Bazinală de Apă Jiu. Poluarea cu cărbune a avut loc în urmă cu 10 zile. Complexul energetic Oltenia a alocat fonduri pentru achiziția serviciilor de măsurare a noxelor emise de către termocentrale. Astfel de măsurători vor fi efectuate în gazele de ardere la toate termocentralele care au grupuri energetice în funcțiune. Este vorba de sucursalele de la Rovinar, Turceni și Șalnița. Un bărbat din Târgu Jiu a fost reținut după ce a distrus parbrizul mașinii unei femei. Incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul Târgu Jiu. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că un bărbat de 50 de ani din Târgu Jiu a distrus parbrizul autoturismului care se afla staționat, cauzând un prejudiciu de 600 de lei. Echipa de handbal feminin CSM Târgu Jiu și-a aflat adversara în Final Four-ul Cupei României. Echipa noastră o va întâlni pe CS Gloria 2018 Bistrița Năsăud în semifinală. Turneul Final Four al Cupei României la handbal feminin va avea loc pe 20-21 mai la Bistrița. CSM Târgu Jiu s-a calificat în premieră în semifinalele competiției. Primarii gorjeni sunt sprijiniți de parlamentari pentru accesarea de fonduri în vederea dezvoltării localităților pe care le conduc. Comuna Bălănești va beneficia de un proiect de canalizare prin programul Angel Salini de 13 milioane de lei. Contractul a fost semnat la Ministerul Dezvoltării în prezența deputatului PSD de Gorj, Mihai Weber. Localnicii dintr-o comună gorjană vor beneficia de un obiectiv de infrastructură nou. Este vorba de cetățenii din Berlești, unde au început demersurile legale în vederea construirii unui pod peste râul Amaradia. Obiectivul va fi amplasat în satul Gâlcești. Bâlciul de Bunavestire sau Blagoveștenie, cum îi se mai spune, este primul de acest fel care va avea loc în acest an în județul Gorj. Manifestările de acest gen vor fi organizate în sfârșit după ridicarea restricțiilor determinate de pandemia de COVID-19. În cadrul bâlciului de la Tismana va avea loc și Festivalul Păstrăvului, iar primarul Petre Remetea se angajează să ofere gratuit participanților 600 de porții de păstrăv. Acestea au fost informațiile de astăzi. Nu uitați să accesați portalul igj.ro pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă în județul Gorj și nu numai. Să auzim numai de bine!